Alo, Regino! O, mister, ce faci? Ce să fac? Bine, rău de tot! Ia zi, ne vedem la sală. Nu, nu cred că ne vedem astăzi la sală, dar fii atentă, hai până în parc, am o surpriză și vreau să ți-o arăt, te rog! Bine, mă, vin, dar vezi că nu pot să stau mult, da? Că am multă treabă. Ha, pa! O, dar ce avem noi aici? A, marea surpriză! Ia zi, îți place? Bă, da, și e și model nou. Ai și spălat-o repede, nebunule. Normal că am spălat-o, îți dai seama că, na, fiind la început, acum o țin numai curată. Vreau să fie ca nou în fiecare zi. Bravo, mă, băiatule, mă, dar ai avut bani, nu glumă. E, am avut bani, doar mă știi, sunt full de datorii. Păi și ce-ai făcut, mă, în ce combinații te-ai băgat? E, combinații, m-am gândit eu la ceva, am luat un credit, o plătesc în rate, că m-am gândit așa, bă, dacă tot stau cu ai mei în garsoniera aia, știi, și eu nu plătesc nimic, plătesc ei tot, bă, frate, să-mi iau o mașină ca lumea, știi, că na, altceva e când ai o mașină trăznet. Păi da, mă, da, dar nu mai bine să făceai tu rate și îți luai și tu casa ta, te mutai și tu singur, aduceai o fată acolo. Păi și cum vrei, mă, să ajungă fata aia șmecheră la mine dacă nu ies cu una de-asta pe stradă, a? Așa cum mașina o atrag, e altceva. Casă, dacă îmi luam casă, apartament, ce îmi luam, ce, mergeam cu apartamentul pe stradă, e altceva cu mașină fiță. Bă, da, ce să zic, nu știu, într-un fel te înțeleg, dar uite, eu am preferat să gândesc altfel. Eu merg cu hârbola de la 18 ani și uite, am reușit anul ăsta să-mi iau și apartamentul meu. Acum am măcar și eu că plătesc rate la el, dar îmi rămâne mie, știi, până la urmă. Acum, na, fiecare cum gândește. Băi, nu știu ce să zic, dar eu sincer să spun, eu cred că în momentul când apar cu astfel de mașină, altfel se uită lumea la tine, e altceva. Bă, nu vreau să stric fericirea cu poveștile mele, în primul rând te felicit, mă bucur pentru tine să știi la cât mai mulți kilometri să faci cu ea, la cât mai multe gagicuțe, că na, e altceva cu bijuteria asta acum. Și asta e, ne vedem noi pe aici, dar vezi că nu scap de cinste, da? Hai, te pup, plec la sală. Băi, îmi pare rău că nu pot să stai acum să-ți fac cinste. Sincer să spun, acum eram în bani, data viitoare nu se știe, că n-a ști cum e asta. Și papă bănuți acum. Eu mă bag pe aici, pe-n par, vedem, poate o gagicuță, un alta și vorbim. Când ai timp, ieșim, cu mare drag. Da, mă, stai și lasă că dacă ies fac eu cinste. Hai, te pup, pa! Acum vă las pe voi să decideți dacă este bine că și-a cumpărat o mașină scumpă, dar încă stă cu părinții lui în garsonieră. Dacă și tu ai o poveste care poate fi transformată într-o lecție de viață, nu ezita să ne scrii în comentarii. Și poate chiar comentariul tău va fi lecția de mâine din această comunitate, Adevărul. Nu uita să ne lași un like, un comment și un share. Mulțumim!